Suntem împreună cu Părintele Paroh al Bisericii Mavrogheni și vom discuta în acest cadru despre unul din marii artiști sărbătorit pe 19 februarie, Constantin Brâncuș. Viața lui Constantin Brâncuș este legată de Biserica Mavrogheni, însă puțină lume știe acest lucru, chiar și bucureștenii. Care era legătura lui cu biserica de aici? Constantin Brâncuș a venit la București în 1898 și s-a înscris la Bele Arte, la secția Sculptură și a locuit aici la Biserica Mavrogheni, în clădirea actualei grădinițe. El a fost cântăresc de strană și ipodiacon aici la Mavrogheni, a fost înainte la Madona Dudu din Craiova și după aceea venind aici la București, activat în corala Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, Cișmeaua Mavrogheni se numea pe vremuri. Și așa cum spune istoricul paleologul, avea o voce deosebită, o plăcere sfântă de a cânta la strană și modulațiile vocii sale au fost cu totul și cu totul deosebite. Și când a plecat la Paris, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Paris, de asemenea, el a activat la strană, a cântat la strană și era ipodiacon, ieșea cu lumânarea înaintea Sfintei Evangheliei sau înaintea Sfintelor Daruri, în cadrul slujbei. O personalitate foarte religioasă, un țăran român autentic, așa cum se numea el, nu putea să rămână în afara Bisericii, Doamne ferește, nu era doar un om botezat ortodox, ci mai ales un trăitor autentic, cu o teologie liturgică deosebită, plină de simbolism și lumină. El nu a avut cunoștințe de o teologie academică foarte elevată, dar a simțit încântările de strană și s-a inspirat foarte mult din întreaga simbolistică ortodoxă. Și-a pierdut tatăl de mic și totuși ceva l-a îndrumat, ceva l-a protejat, l-a susținut. Este descoperit la Craiova de cineva care îi plătește studiile, reușește să meargă pe jos până la Paris, construiește coloana fără sfârșit, deci nu avea cum să fie un astfel de om lipsit de o putere pe care acum înțelegem de unde și-o lua. Constantin Brâncuș a trăit ortodoxia și a văzut în materie locul în care Dumnezeu a pus rațiuni și el le-a descoperit. De fiecare dată așa s-a raportat ca fiind o unealtă a lui Dumnezeu care a descoperit prin contemplație în materie energiile lui Dumnezeu. Un om religios, un om de rugăciune, un om de contemplație, un om de priveghere, un om al cântării bisericești care, chiar dacă nu înțelegi la nivel rațional anumite lucruri din teologie, le simți profund și le experimentezi și de aceea în fața operei lui Brâncuș ești chemat la o meditație, la o transformare, șansa unei modelări interioare este pusă pe primul plan. Constantin Brâncuș, după ce s-a întors de la Paris și și-a văzut rudinile la Cubița, el, din lemn, a ascultat în lemn opera Întoarcerea Fiului Risipitor și s-a simțit ca un fiul risipitor ce s-a întors la rădăcini și prin acest fapt ne arată că este foarte important să știi să te întorci la rădăcini, la lucrurile sfințeniei, la lucrurile autentice și la lucrurile profunde. Câteva date și despre biserica unde ne aflăm, pentru că până să aflu despre bustul care este chiar în grădina, în curtea bisericii, bustul lui Constantin Brâncuș, nu prea știam. Majoritatea oamenilor vin în Piața Victoriei cu alte treburi. Așa este, Piața Victoriei este un loc destul de agitat al capitalei, locul unde se produc marile demonstrații și așa mai departe. Avem cele trei muzee destul de vizitate și apreciate de către cetățeni, dar pe strada Monetăriei, aproape ascunsă, este Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, titoria domnitorului Nicolae Petre Mavrogheni în 1787, și care a cumpărat această moșie în capul târgului Mogoșoaiei,
aici podului Mogoșoaiei și era și un târg care era rânduit aici în marginea orașului la vremea respectivă. A cumpărat 16 hectare, spune el, cu banii lui și a zidit această mănăstire a izvorului Tămăduirii, închinată mănăstirii construită de Sfânta Împărăteasă Elena în insula Paros, de unde își avea el rădăcinile. Era cuțovlah de origine și din corsar a ajuns șeful amiralității otomane. A cumpărat tronul țărilor române, el nu era fanariot și a fost considerat de bun în epocă, pentru că a avut niște idei revoluționare. El a construit prima rețea edilitară a Bucureștiului, alimentând 14 cișmele cu un sistem de aducțiune de apă și a creat o pumpă apelor acii, a introdus prima dată sobele în biserică, dând un hrisob în acest sens și spunând că boierii să construiască sobe în biserică, e prima biserică cu sobe din România, ca să nu spună iarna că-i dor șalele și nu pot veni la slujbă. A fost primul care s-a ocupat cu salarizarea preoților și a dat un hrisob ca preoții să facă permanență în biserică și la orice zi, oră din zi și din noapte când vin enoriașii să le poată citi rugăciuni de tămăduire și așa mai departe. De asemenea, s-a îngrijit să avem spitalul acesta, Filantropia, prima formă a spitalului pe care călătorii din vremea lui menționează că unul dintre cele mai moderne din Europa. A făcut multe lucruri bune, cu toate că posteritatea nu l-a valorizat suficient, pentru că de multe ori pe domnitorii țării care erau autohtoni și de multe ori trădători, prinzându-i cu minciuna în divanul domnesc, îi bătea cu buzduganul peste gură în fața mitropolitului și atunci mulți dintre ei au fugit peste munți și bineînțeles că au uneltit ca să fie detronat. Nicolae Petre Mavrugheni a murit ucis în drumul spre Constantinopol, pentru că dacă ajungea din nou în capitala Imperiului Otoman, cu siguranță reușea să-și răscumpere tronul și le era foarte frică de acest lucru. Avea mare trecere pe la Marele Vizir, pentru că fiind corsar, pirat, a adus amiralitatea otomană într-o poziție dominantă față de marile puteri maritime ale vremii respective. Da, a avut o școală de grămătici, ceea ce mănăstirea aceasta a izvorului Tămăduirii a iubit-o foarte mult și s-a îngrijit să copiii celor din Mahalaua care s-a constituit în jurul mănăstirii să facă școală. De asemenea, el s-a îngrijit de botezarea și nu doar de botezarea, de catehizarea țiganilor, romilor. Deci a fost un domn al țăranilor. Oricând avea în divanul Dumnezeu un boier, un litigiu cu un țăran, țăranul cam avea dreptate și boierii nu-l prea contraziceau, pentru că el se plimba noaptea prin București și dacă îmbrăcat de obicei în călugări sau cerșător și unde găsea hoți sau tâlhari, s-a angajat cu propria persoană, bineînțeles că avea străjeri pe lângă el și ei deghizați de asemenea și restabilea ordinea. Era înspăimântător și mulți i-au creat tot felul de povești de acestea mitologice, cu umbla cu o trăsură trasă de reni, cu coarnele aurite și așa mai departe și l-au denigrat cât au putut, dar pentru vremea respectivă el era considerat un nebun, un revoluționar și a pus bazele multor reguli și rânduieli bune în cetatea lui București. Practic, ei nu au acceptat regulile altora și Brâncuș pleacă din atelierul lui Rodin și își face propria cale, da? Poate și el părea nebun atunci prin felul în care vedea anumite lucrări artistice. Cât de important e să-ți asculți sufletul până la urmă? În primul rând, și unul și celălalt și-au înțeles menirea. Au simțit în sufletul lor că pot face ceva cu adevărat important și Constantin Brâncuș a dorit să-și doneze întreaga sa operă statului român și a suferit după ce arhiepiscopul Teofil a împărtășit
și-a mărturisit dorința de a fi îngropat în pământul țării care l-a născut și n-a avut această șansă și de aceea Asociația Constantin Brâncuș se gândește la repatrierea osemintelor sau măcar o parte din osemintele sale să fie aduse în România. La un moment dat, reprezentanții au propus ca să fie aduse chiar aici la Mavrogheni, la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni și avem un loc special care l-am lăsat pentru această situație, dacă Bunul Dumnezeu va rândui așa și să fie repatriate osemintele sale, un loc de cinste chiar la intrare. Și Nicolae Petre Mavrogheni, care a avut 9 copii și a fost un om destul de echilibrat, cu toate că posteritatea, cum v-am spus, i-a creat o faimă nepotrivită și unul și celălalt au lăsat în urmă lucruri nemuritoare, nu doar pentru neamul lor, ci pentru cultura universală. Nicolae Petre Mavrogheni, ca un domnitor cu o perioadă foarte scurtă de timp la nivelul lui, Constantin Brâncuș în cei peste 40 de ani de activitate pentru întreaga umanitate. Și el spunea despre atelierul său că este un mic metoc al mănăstirii Tismana, pe care a iubit-o atât de mult și dangătul clopotului de la Tismana l-a urmat toată viața. Preotul de acolo era prieten cu Brâncuș, petreceau mult timp împreună. I se ceruse la un moment dat să facă și un templu în India, dar practic a rămas faimos în lume prin lucrările făcute pe acest pământ românesc. Și am mai întâlnit cumva acest filon în călătoriile România Infinită și la Palatul lui Alexandru Cuza și la Târgoviște, la Vlad Țepeș. Peste tot, oamenii care ne-au lăsat ceva peste ani, care au modernizat țara asta, care au făcut cumva viața asta, deși ne pare grea, să fie mai bună decât a fost a lor, au avut această legătură cu onoarea asumată și cu spiritualitatea. Un fel de mucenicie și-a asumat și unul și celălalt și ce mai dureros că de multe ori cei cu responsabilități în societatea românească nu știu să-și aprecieze valorile și de cele mai multe ori ei să afirmă în străinătate și chiar și după moarte nu reușim să le acordăm recunoștința cuvenită. Iată că totuși statul român în 2015 a rânduit printr-o lege ca să fie cinstită această zi de 19 februarie și noi îi facem parastaz de fiecare dată lui Constantin Brâncuș și avem acest monument ridicat în curtea bisericii. Dumnezeu să-l odihnească pe Părintele Dumitru Pintea împreună cu doamna Silvia Radu. Au ridicat acest mic bust din bronz ca o mărturie că Constantin Brâncuș, născut în sânul bisericii pentru veșnicie și rămâne în biserică ca un mărturisitor al ortodoxiei pentru lumea aceasta artistică, pentru lumea sculpturii. Pentru bustul lui s-a folosit una dintre coloanele de la pridvorul bisericii, pentru că această biserică a fost refăcută de 9 ori, a fost bombardată și în primul și în al doilea război mondial cu tremure și așa mai departe. Și totuși lucrurile care sunt dăruite pentru meditație, pentru veșnicie, reușesc să dăinuiască și aici în vremelnicia aceasta pe pământ. Biserica, lucrările lui Brâncuș de fiecare dată sunt considerate etalon și pentru biserică am înțeles că la un moment dat a confecționat un chivot. Chivotul este acea căsuță, acea bisericuță care se ține pe Sfânta Masă tot timpul anului și unde se țin sfintele, trupul și sângele Domnului, pregătite în mod special în Joia Mare pentru situațiile speciale, împărtășirea bolnavilor, grabnici, a copilașilor care se botează. Și nu știu dacă această piesă se mai găsește în țară, pentru că imediat după Revoluție au fost multe situații în care valori inestimabile ale poporului român au plecat peste hotare. Gândeam că
nu, credința și cu arta împletite pot fi o soluție pentru vindecarea spirituală și emoțională de care avem atâta nevoie. Ce ne sfătuiți, părinte? Sta timp rânguș și avea convingerea că există o simbioză între religie și artă și cu cine ne școlarizăm aici în lumea asta, cu aceea ne ducem dincolo. Părintele Teofil Păreanu avea o vorbă, Dumnezeu să-l odihnească, zice, mă, rai nu intră în măhniță, că strică atmosfera. Deci trebuie să simțim, să pregustăm, să trăim și să împărtășim o bucurie din rai în lumea aceasta. Și adevăratul credincios, trăitor, e un om al speranței, al bucuriei, care vede dincolo de groapă, dincolo de pridvorul morții, vede în veșnicie, simte lucrul ăsta și îl trăiește în plenitudinea lui. De aceea, și la Biserica Izvorul Tămăduirii, cerem de la Bunul Dumnezeu tămăduire trupească și am reușit ca să redăm tema de forță acestui loc, pentru că a fost un izvor tămăduitor acest și am făcut un foraj la 200 de metri adâncime, unde am găsit o apă cu totul specială din pânza freatică, Frătești, strategică. Tot în această incintă, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriar și susținerea Consiliului Local al Sectorului 1, am reușit și am ridicat un centru de recuperare a copilașilor cu Down și autism, am ridicat construcția, acum suntem la faza în care ne ocupăm de instalații, finisaje și un proiect pentru pumpe de căldură care să diminueze costurile de întreținere și tot în această incintă avem o grădiniță, grădinița Sfântul Dumitru Mavrogheni, unde ajutăm 45 de copilași și în fiecare clasă, grupă, pentru că sunt 10 în grupă, există și câte un copil care are sindrom Down sau autism cu profesor însoțitor, integrându-i și pe aceștia și învață și cei care nu au această, să zicem, neputință, învață să se raporteze la ei, copiii și să ajută unii pe alții, să sprijine, schimbă modul de a se raporta la acești copii speciali, iar copiii speciali au ca cei mai buni terapeuți pe ceilalți copilași care interacționează până la urmă cu ei și reușesc să-i modeleze. De asemenea, avem tămăduirea sufletească și iată că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să primim și moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei și de curând Părintele Arhimandrit Heruvim Apostolul de la duhovnicul schitului Sfânta Ana din Muntele Atos ne-a trimis o pătecică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon pentru acest centru de recuperare a copilașilor cu Down și autism și el a scris în hârtie să fie spre întărirea în credința părinților, pentru că când ai un necaz mare, câteodată te clatin în credință, și pentru tămăduirea trupească a copilașilor. De aceea Nicolae Petre Mavrogheni și Brâncuș s-au gândit la aceste lucruri și la cele vremelnice și materiale să fie în bucuria Domnului și la cele spirituale să fie în sănătate, în prospețime și în lumină. Și sunt două personalități care au adus multă lumină și care n-au suferit nimicnicia, adică răutatea, viclenia și toate lucrurile acestea care îi decad pe oameni. Cum ne sfătuiți să trăim prezentul, viitorul și să ne ferim de nimicnicia aceasta? Întotdeauna Mântuitorul Hristos ne-a învățat să îndrăznim că El a biruit lumea. N-avem de trăit altă viață, ne mântuim în timpurile acestea, trebuie să le valorizăm, cu siguranță au fost vremuri mult mai grele. Și pe măsura încercării Dumnezeu mulțește harul. Și unde-i harul lui Dumnezeu, acolo-i bucurie în Duhul Sfânt și mulțumire. Pentru că de fiecare dată la Sfânta Liturghie nu slujim doar noi păcătoși și suntem prezenți de față, ci Sfinții lui Dumnezeu care spictați în Sfânta Biserică ca o haină a bucuriei, ca un model pentru fiecare dintre noi și Sfinții Îngeri care nevăzut împreună slujesc și care ne ajută să
ne înălțăm pe coloana mântuirii noastre, dacă la Brâncuș tema aceasta cu coloane fără de sfârșit, coloana infinitului, era fundamentală, cu siguranță lucrul acesta l-a înțeles ca o coloană mântuirii.